Examenul de bacalaureat a continuat astăzi cu proba scrisă la matematică, una din cele două probe obligatorii ale profilului, respectiv matematică și istorie. La nivelul județului Mehedinți, trei elevi au fost scoși din sală, fiind înregistrate tentativă de fraudă. Este vorba despre trei elevi din orașele Vânjumare, Strehaia și respectiv Baia de Aramă. Aceștia au fost surprinși cu telefoane asupra lor și au fost eliminați din sala de examen. Astăzi a avut loc proba obligatorie a profilului în cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022. Am avut un număr de 1598 de înscriși. Într-adevăr, am avut 87 absenți și 3 copii au fost eliminați. Cele două probe sunt matematică și istorie, astfel că la matematică am avut un număr de 1018 elevi, iar la istorie am avut 490 de elevi. S-au desfășurat în foarte bune condiții, dar într-adevăr am avut 3 eliminați, deoarece au avut telefonul mobil asupra lor. Subiectele au avut un grad de dificultate mediu, fără capcane, fiind asemănătoare testelor de antrenament pentru BAC 2022. Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iunie până la ora 12. Pentru depunerea contestațiilor a fost alocat intervalul 12-18 în aceeași zi. Rezultatele finale vor fi afișate pe 1 iulie. Examenul național de bacalaureat se consideră promovat de către absolvenții studiilor liceale care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții. Au susținut probele de evaluare a competențelor, au susținut toate probele scrise și au fost notați cel puțin cu 5 la fiecare dintre acestea, obținând cel puțin media 6 la probele scrise.